Doamnelor și domnilor, iată un nou sezon din Surprize, Surprize 2020! Așa cum ar zice cineva, da! În primul rând, avem de a face cu prima surpriză pentru Dorian, care nu este prezent aici. Hăți, Johnule, bună! Pentru că știm că ai nevoie, ți-am făcut cadou un pachet de greșe și de faianță, că știm că îți renovezi gura. Zâmbe de porțelan și hâți cu plăcere. A doua surpriză, doamnelor și domnilor, este un designer vestimentar care o să comenteze ținutele vedetelor actuale. Dana Budeanu. Bă, Doriana, asta este un marțafoi, bă. Bun, fătălu! Bă, Doriane, bă, nu ți-i rușine, bă, să umbli cu păruțul ăla pe picioare, cu creasta aia de cocoș, cu bărbița implantată, bă? Bă, ce bărbat ești tu, mă, ești fătălu! Știți această fetiță care umblă cu blăniță la gulerași? E de femei! E femeile poartă. E de femei. Cum să porți, mă, guleraș cu blăniță? Te bat cu parul. Tu ai mai văzut vreodată vreun mafiot care zică diminutive, bă? Păi, bă, cum zici tu la organ? Penisuț? Păiuț? Puțulică? Păiuț? Suge fata din păiuț, nu? Păi, bă, și cine-i bărbat adevărat, mă? Viorel, mă. El poate, mă. El poartă costumă. Bine, are unul singur, dar îl poartă, mă. El nu are paianță în gură. Are dinte de argint. Doamnelor și domnilor, avem o surpriză colosală. Surpriză? A treia surpriză este chiar Viorel și Vulpița. Bună seara! Dacă mi-a Vulpița, spune-mi, te rog, de cât timp ai mai fost violată? Pe mine nu m-a mai violat de mult timp, foarte mult. Și mi-este dor. Că eu aș vrea. Deci să înțeleg, da, că chiar ți-e dor de... Na, știi cum se zice. N-ai parte de viol, n-apar la televizor. Tu, Viorele, de ce îți este dor? Am înțeles că ți este dor de vaca ta de la țară? Nu, doamna Andreea, nu mi-e dor, că am aici cu mini-vaca. De aia vorbeam. Cea care dă lapte, nu care dă probleme. Iată, doamnelor și domnilor, că în această seară avem parte de o surpriză pentru acești doi tineri frumoși. Așa că lui Vulpița i-am adus trei violatori din Cârjan și Blegeș, iar lui Viorel, vaca lui de la țară. Așa că, Viorele, în această seară o să mulgi vaca în timp ce Vulpița mulge boi. Doamna Andreea, dar mie nu-mi convine că vaca se baligă și eu nu vreau să fac curat la e, că de asta stau pe ajutor social, că nu-mi place munca. Doamnelor și domnilor, că Viorel în această seară va avea parte încă de o surpriză, așadar, Viorel, ți-am adus-o pe mama ta de acasă ca să facă curat după vacă și după Joiana la fel. Doamna Andreea, și eu și Vulpița o să strângem baia ca după vacă, amândouă, ca o sclavă ce sunt, care le cresc copchinul și fac curat după ei. Mulțumiri speciale companiei Tarom și a fermei de vaci Joiana SRL pentru ajutorul oferit. Surprize, surprize! La revedere și ne vedem și data viitoare!